De 2 luni, lucrările la Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul din Făgăraș au fost reluate. Până acum s-a lucrat la instalația electrică. Lucrarea amplă a fost efectuată de consilierii bisericii, care erau specializați în acest domeniu și astfel s-a scutit o parte din bani. Astăzi au început lucrările la stâlpii din interior. Echipa de meșteri care a realizat lucrările de interior la o biserică din Oradea a poposit astăzi la Făgăraș. Au trecut sărbătorul de Paști și am făcut încheiat un contract cu aceeași firmă din Maramureș, care au făcut toate bisericile din Oradea, din Cluj, vreo 70 de biserici, pentru că firmele din Făgăraș le-a fost cam frică să ia această lucrare, pentru că e o lucrare grea și pretențioasă. Este foarte pretențioasă pentru că este de interior și așa cum se va executa acum, va rămâne pe viitor. De aceea am dorit să facem o lucrare de calitate și să arate frumos, pentru că trebuie să îndreptăm toți stâlpii mari. Pe urmă avem de făcut o bordură sus la baza turnului, care ornamentală, care trebuie să arate foarte frumos, iar pe marginea stâlpilor, pe muchile stâlpilor, care va da în muchile de la cupole, va veni o bordură foarte frumoasă, care va da un aspect frumos când se va picta. Problema cea mare cu care se confruntă în momentul de față reprezentanții catedralei este lipsa schelelor. Ne lovim de câteva greutăți pentru faptul că nu avem schelă, ne trebuie o schelă vreo 4.000 de metri pătrați de schelă. Dacă ar fi să închiriem schela acum la 1 euro pe metru pătrat, ar trebui să consumăm pe lună 4.000 de euro numai pentru închiriatul schelei. Într-un an de zile, deci ar fi o sumă foarte mare. De aceea am tot încercat să cumpărăm schelă și am negociat peste tot, însă cea mai ieftină care am găsit-o a fost la o schelă care nu are podul din tablă, din panouri de tablă, ci din lemn. Și noi nu vrem să investim într-o schelă acum. Deci, de fapt, n-am investit acum în schelă, dar pentru faptul că ne gândim la pictură, care va dura foarte mult, atunci nu vom putea închiria schelă, pentru că durează poate 10 de ani. În puțin timp, aceste lucrări se vor încheia și următoarea lucrare pe lista de investiții în catedrală este introducerea sistemului de încălzire prin par de oseală. Până atunci, reprezentanții bisericii îi așteaptă pe toți enoriașii darnici cu mâncare, pentru a le asigura mesele muncitorilor. Amintim că lucrările la catedrală au început din toamna anului 1995, iar momentan sunt finalizate în proporție de 70%.